Bună ziua, bine v-am regăsit la cel de-al doilea eveniment aici la standul editurii Herald. Am intitulat acest eveniment Tehnici somatice 3 pentru echilibru minte-corp. Veți auzi această sintagmă 3 sau acronim de multe ori pe parcursul acestui eveniment. Lansarea cărții Procesul revoluționar de eliberare a traumei, stresului și tensiunii din corp, semnate de expertul în domeniul intervenției în caz de traumă și al rezolvării conflictelor, David Perceli. Traumele și stresul sunt stocate în corpurile noastre, provocându-ne durere fizică și suferință emoțională. Exercițiile de eliberare a tensiunii, create de doctorul David Perceli, sunt metode noi și inovatoare, care folosesc exerciții cu corpul pentru a reduce nivelul de stres și anxietate, precum și pentru a elibera tiparele inconștiente cu care, iată, cei mai mulți dintre noi venim în relații. Alături de noi astăzi, patru prietene dragi, toate formate în metoda lui David Berceli, tre, Mădălina Bozeanu, facilitator tre, terapeut somatic, Larisa Angel, psiholog clinician, terapeut somatic, de asemenea facilitator 3, Georgiana Sfetea, facilitator 3, instructor și terapeut yoga, Iulia Ioana Huiduc Manolescu, președintele Asociației 3 România, trainer, coach holistic, de asemenea facilitator 3. Aș începe cu Larisa. Am lăsat trei puncte de suspensie să văd cine reacționează. Aș începe cu Larisa și aș întreba-o. Nu vă ascund faptul că vedem cât timp avem la dispoziție, dar nu exagerez, cred că am undeva în jur de 20 și ceva de întrebări. Le mulțumim și celor care ne urmăresc pe Facebook. Larisa, ce este de fapt TRE? În ce constă și cum lucrează această metodă asupra corpului? Pentru că există multe metode terapeutice în lucrul, mai ales în lucrul cu trauma, și este un lucru foarte bun, da? Amintind, îmi vine în minte cartea lui Lux Nievski și metoda lui SomaWise sau a lui Gabor Mate, Compassionate Inquiry și așa mai departe. Pat Ogden, Trauma și Corpul, știu că este o carte pe care tu o iubești foarte mult și autorul și pe care o vom lansa mâine. Să le explicăm un pic celor care ne urmăresc cum e cu această metodă terapeutică. Bun. Într-adevăr, sunt foarte, foarte multe tipuri de terapie somatică și tehnici somatice. Și acest TRE, la fel cum tu bine ai spus deja, vine de la Tension and Trauma Release Exercises. E practic un complex de exerciții pe care domnul doctor David Berceli le-a pus cap la cap, care să ne ajute, de fapt, să activăm acest mecanism natural pe care îl avem cu toții în interiorul nostru, de fapt toate mamiferele, nu doar noi oamenii, și anume tremurul. Și prin acest tremur, de fapt, ce facem noi este că reușim să eliberăm din tensiunea și stresul care există în țesuturi, în fascie, în mușchi. Și în felul ăsta, sistemul nostru nervos autonom începe să se regleze. Da? Dacă ar fi să încercăm pe scurt să explicăm despre ce este vorba, cam așa cred că am spune, nu, fetelor? Și mai departe, ce este specific acestei metode și un lucru pe care eu îl iubesc foarte mult la această metodă este că devine și un instrument prin care te poți ajuta singur. Într-adevăr, este foarte indicat să experimentezi cel puțin câteva sesiuni. Recomandarea este de 5-6 sesiuni împreună cu un facilitator acreditat și format în TRE. După care, de fapt, poți face tu, inclusiv în confortul casei tale, aceste exerciții și poate să devină chiar o rutină prin care să eliberezi, să te detensionezi de stresul zilnic
Și de ce nu, putem să ne ducem inclusiv în zona de stres cronic, de traumă și așa mai departe. În procesul acesta, care poate să fie unul individual, este posibil pe parcurs să mai ai totuși nevoie, poate din când în când, și de ghidaj, mai ales dacă observi că la un moment dat apare un tipar în tremurul tău. Și asta e foarte interesant. Pe măsură ce sunt convinsă că tu ai acolo anumite întrebări de profunzime, o să ajungem și la asta. Dar ce face această metodă este că ne ajută inclusiv să completăm răspunsuri care au rămas incomplete în sistemul nostru nervos autonom. Atunci când am trecut printr-un moment dificil și s-a instalat o amprentă traumatică în corp, și atunci, prin intermediul tremurului, de fapt, avem ocazia să spargem tiparul și să completăm ce ar fi avut nevoie corpul să facă. Poate voia să fugă și n-a putut, poate voia să se lupte și n-a putut, să se exprime într-un anumit fel, să miște o anumită parte a corpului. Da? Deci, cred că asta ar fi, așa, pe scurt. Iulia, aș vrea să subliniem ideea pe care tu mi-ai menționat-o foarte bine în urmă cu câteva zile, aceea că această metodă 3 nu este doar pentru oamenii traumatizați sau cu traume, și că, de fapt, este o metodă de auto-îngrijire disponibilă oricui. Scuturatul acesta al stresului zilnic și al tensiunilor pe care noi le acumulăm pe dimineața de la începutul zilei și până la finalul unei zile, putem spune despre 3 că este o formă de igienă personală, de igienă emoțională, de care cu toți avem nevoie. Într-adevăr, și ai înțeles extraordinar de clar acest aspect, ce simt nevoia să subliniez este faptul că 3 sunt acea serie de mișcări, de întinderi, de exerciții care se realizează la început pentru activarea mecanismelor interne de tremur care sunt în fiecare mamifer și în fiecare om. Prin urmare, acele mecanisme sunt menite să aducă sistemul nervos într-o stare de echilibru, într-o stare de a avea capacitatea să se autoregleze, să funcționeze normal, să se bucure de relații sănătoase, să fie prezentă, să trăiască o viață sănătoasă. Prin urmare, cum spuneai și tu, 3 este o metodă de activare a acestor mecanisme interne născute de autoreglare, care sunt benefice oricărui om, oricărui mamifer, oricărei ființe, indiferent de vârstă, de istoric, de probleme de sănătate sau traumatice avute anterior sau nu. Prin urmare, odată învățate aceste exerciții și odată învățat organismul să-și reactiveze aceste mecanisme de tremor, el poate și are nevoie, în mod periodic, exact cum ne facem un duș sau ne spălăm pe dinți dimineața și seara, în momentul în care noi, fiind expuși la factorii externi, la stresul, la tot ceea ce se întâmplă în viața noastră în mod obiectiv și pe care le adunăm la nivel de corp și la nivel de sistem nervos, avem nevoie periodic să le scuturăm, să le eliberăm, pentru a putea să pornim cumva în fiecare zi de la zero, de la o stare de prezență, de centrare, de împământare, și să putem să funcționăm optim, având și un organism sănătos. Mulțumesc, Iulia. Mădălina, cum poate să fie deblocat ceea ce David Berceli numește butonul de pornire instantanee? Pentru că adesea, în urma unui episod sau unui eveniment traumatic, oamenii pot rămâne blocați în răspunsuri automate de PTSD, sindromul post-traumatic. Simt să dau și un context aici, poate și de cum s-a ajuns la... S-a ajuns la această practică și doctorul Berceli a inventat metoda de tremurat, pentru că el însuși suferea de PTSD lucrând în teatre de război cu armata americană și se întorcea acasă după o misiune, trecea prin depresie și tot felul de alte neplăceri specifice stresului post-traumatic și a mers la psihiatru, a mers în psihoterapie, a luat pastile, dar nu funcționau, până la un punct în care problemele continuau pentru el. Și a avut un moment revelator într-una dintre misiunile sale,
când era într-un bunker, zic bine, da, cu familii, cu copii, erau la adăpost, dar afară se auzeau sunete de bombe care cădeau. Deci ne putem imagina că era ceva foarte stresant, cu siguranță. Toată lumea a fost bine, dacă să stabilim. Și fiind copii, știm cum copiii sunt mai în contact cu reflexele naturale. Și o putea să observe cum de fiecare dată când se auzea un zgomot puternic sau cădea o bombă, copiii tremurau puțin, adulții erau, stăteau așa fix și încordați, exact, da? Și atunci a pus o întrebare. De ce își dau voie copiii să tremure? Și ce se întâmplă, de fapt, în organism? De ce tremuratul e benefic ca să descărcăm stresul? Și, de fapt, n-a fost primul care și-a pus întrebarea, dar a fost primul care a creat o metodă pentru oamenii de rând să ne putem accesa această vibrație care descarcă stresul. Și ce e foarte important de spus e că e o diferență dintre shaking sau e un mod voluntar, îmi scutur corpul, asta e partea voluntară a sistemului nervos, și vibrația pe care o accesăm prin TRE e când corpul tremură el de la sine și nu fac eu asta. Și de fapt asta înseamnă practica și cu siguranță pentru fiecare dintre noi s-a întâmplat să tremurăm de frig, de frică, de durere, de plăcere. Și ăla e tremuratul care descarcă din corp. Și practica TRE este în mod special creată pentru a descărca stresul într-un mediu safe, de asta e recomandat să începem cu un facilitator, în așa fel încât tot ceea ce corpul a acumulat ca stres să fie metabolizat. Pentru că stresul nu e doar mental, nu e, mie îmi place să zic, ok, s-a terminat ziua, am închis laptopul, dar tot mă simt stresată. Ce se întâmplă? De ce continuă stresul după o oră și după două? Pentru că tot ce e de la gât în jos a captat stresul în ziua respectivă și trebuie să închid cumva, să metabolizez, să ajut corpul să metabolizeze stresul acumulat. Și asta se întâmplă dându-mi voie să accesez această vibrație naturală pe care o avem cu toții, indiferent de vârstă, de gen, indiferent de, inclusiv dacă, nu știu, avem dificultăți fizice, oricine poate să tremure. Poate am văzut asta la, nu știu, la căței, la pisici, că mai tremură, că mai, cum fac pisicile, mai torc. Ei, avem și noi acest mecanism interior care ajută cortizolul și adrenalina să fie metabolizate. Și revenind la întrebarea ta, este acel buton. Berceli a căutat să chiar să facă cât mai accesibil această accesare a tremuratului. Pentru că de obicei nu ne dăm voie să tremurăm. Dacă tremurăm, avem o boală, avem o problemă, nu știu, doar copiii tremură, e ceva, suntem vulnerabili, nu vrem să arătăm asta și am înfrânat acest mecanism. Cele 7 stretching-uri foarte ușoare, găsite de el, practicate și căutate de el pe propriul corp, ce fac? Activează mușchiul psoas, care are acest mecanism proiectat în el, un mușchi care se găsește în mijlocul corpului, care odată întins, într-un mod foarte blând, nu e la fel de dificil ca la yoga, e mult mai ușor, nu e așa, Georgiana, da? Atunci acea vibrație, acel murmur începe ușor, ușor și începe să se descarce stresul. Mulțumesc, Madalina. Georgiana, copiii traumatizați au toate, cu ghilimelele de rigoare, au toate șansele să devină adulți traumatizați. Cine poate lucra cu această metodă 3 și în ce fel? Da, foarte bună întrebare aceasta legată de copii. Copiii nu au nevoie să facă 3. Deci, după cum spunea și Madalina, se vede foarte clar că ei sunt mult mai receptivi la propriul lor corp, la senzațiile lor și își dau voie. Adulții, într-adevăr, nu fac asta. Pentru copiii, cel mai bine să facă 3 ar fi părinții. Pentru că un părinte cu un sistem nervos echilibrat, un corp echilibrat,
poate ajuta copilul să treacă peste absolut orice și, bineînțeles, nu o să mai fie traumatizat copiii. Este destul de simplu. Acum, ce mi-ai întrebat referitor de cine poate face tre, având în vedere că tremurul este prezent în orice mamifer, inclusiv, da, în toată lumea, oricine poate face tre cu un anume bun simț. În sensul în care oamenii care au probleme legate de hernii, care au probleme la nivelul genunchilor, sunt anumite modificări pe care le poți face în aceste întinderi, în aceste stretch-uri. De aceea, cel mai indicat este ca primele câteva sesiuni, cum a zis și Larita, undeva între 6, poate chiar mai multe sesiuni, să fie făcute alături de un facilitator care să-ți arate care este variația potrivită pentru tine. Iar apoi, tremurul își face treaba. Mi se pare foarte amuzant pentru că chiar am trecut eu personal printr-o o situație în care aveam imobilizat gâtul. Mi-a fost teamă să fac tre pentru că, aoleu, dar dacă fac mai rău. Țin să zic că a fost cea mai minunată sesiune pe care am avut-o de tre, pentru că corpul a făcut și m-a dus fix în punctul până acolo unde puteam duce, până unde puteam susține. Nu am gândit, nu am... Dar a fost absolut minunat pentru că nu mi-a făcut absolut deloc rău. Deci asta spun. Ascultați-vă corpul și odată ce l-ascultați, el nu o să te ducă în extremă. Noi ne ducem pentru că ne forțăm și vrem mai mult, mai mult să fie mai bine, dar nu despre asta este vorba. Corpul are semnele lui și odată ce suntem deschiși să le ascultăm, totul se așează exact așa cum are el nevoie. Mulțumim! Larisa, pentru că tu ești psiholog, clinician, aș vrea să te întreb cum poate această metodă să ajute la repararea relațiilor deteriorate, indiferent că vorbim despre relații de serviciu, relații de cuplu, relația cu părinții noștri, relația cu copiii noștri. Foarte frumoasă întrebare. Îți mulțumesc, Sorin. Și, într-adevăr, foarte, foarte multă valoare care vine din această practică, pentru că avem această posibilitate. Lucrând cu corpul, lucrând cu această reglare a sistemului nervos autonom, lucrând cu acea completare a răspunsurilor care au rămas incomplete în corpul nostru, avem această ocazie să putem să reparăm inclusiv relații care acum nu funcționează sau care pe noi ne țin de fapt blocați în niște tipare relaționale care ne fac rău. Pentru că de cele mai multe ori cam asta este cazul. Și ne este greu să ieșim de acolo pentru că asta este ce a fost familiar pentru noi. Și cred că cel mai util ar fi să discutăm pe un exemplu. Să zicem că vorbim de o persoană care nu a avut alături un îngrijitor principal, că a fost un părinte, o bonă, o bunică, care la rândul său să aibă disponibilitatea, capacitatea, puterea să stea împreună cu emoția copilului, când poate era supărat, când poate era furios, când poate i s-a întâmplat ceva. Și nu din răutate, nu pentru că lipsește iubirea într-o astfel de relație, nu se întâmplă asta în 99,99% din cazuri. Se întâmplă pur și simplu pentru că la rândul lor acești îngrijitori n-au primit asta și atunci se perpetuează exact de la generație la generație. Și atunci, dacă acesta este cazul, copilul se adaptează. Sistemul său nervos autonom se adaptează și învață să țină așa undeva într-o cutiuță în inconștientul său acele emoții. Doar că ele nu pleacă. Rămân undeva în corpul nostru, undeva blocate, da? Și atunci ce putem să facem în momentul în care lucrăm cu corpul și folosim această metodă tre, este că prin acel tremur complet natural, imaginați-vă la fel cum face gazela atunci când reușește să scape după ce leul a fugit după ea, da? Și să zicem că a reușit să scape, ce face? O să cadă prima dată pe jos de oboseală, și după câteva secunde o să înceapă să tremure. Pur și simplu, da? Inconștient, cum zicea și Madi, nu e o alegere. Și după ce tremură, tremură, tremură cât are ea nevoie niște minute, se va ridica și se va plimba prin savană ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Deci nu rămâne traumatizată.
Ei bine, la fel și noi. Mă întorc la exemplu. Am trăit cu acest tipar. Nu a existat disponibilitate din partea îngrijitorilor principali pentru emoțiile mele. Am învățat să le bag într-o cutiuță, dar ele sunt acolo în interior și stă să iasă. Atunci când lucrez în procesul meu de tre, ce se întâmplă este că deseori ies la suprafață și emoții. De multe ori în practică lucrăm cu oameni care, bineînțeles că fără să-și explice, fără să se gândească la ceva anume, o să înceapă să lăcrimeze. Fără să-și explice, fără să se gândească la ceva anume, poate că o să simtă să scoată un sunet, poate că o să simtă să miște o mână, să miște un picior, în concordanță cu ce se întâmplă în corp și pe măsură ce inclusiv facilitatorul care este alături îl ajută să se simtă în siguranță, îl ajută să se simtă văzut. Creează acest spațiu în care persoana poate să verse aceste lacrimi, poate să plângă și nu fuge nimeni de data asta de el. În momentul ăla, deja am făcut un pas în plus către această vindecare interioară, care pe mine o să mă ajute să am niște relații mai sănătoase. Că e la muncă, că e cu copilul acasă, că e cu partenerul, cu oricine ar fi. Da? Deci contează foarte mult și această conexiune și această relație care se formează cu facilitatorul, pe de o parte. Pe de altă parte, că prin tremur și prin reglarea aceasta a sistemului nervos autonom, ce a fost stocat în mine începe ușor, ușor să fie dezghețat și eliberat. Și apoi se îmbunătățește inclusiv relația pe care o am cu mine. Pentru că, în primul rând, eu învăț să îmi ascult corpul, să-i dau voie, în sfârșit, să facă ce are nevoie să facă. Deci, în primul rând, eu sunt acolo pentru mine. Și atunci asta se poate oglindi și în relațiile cu ceilalți. Da. Mai păstrează un picuț microfonul. Mi-a mai venit o idee, o întrebare. Aș vrea să te întreb, care sunt principiile științifice și psihologice pe care se bazează TRE? Sunt aceleași principii psihologice și la nivel de neurologie, fiziologie, biologie, pe care o să vedem că sunt fundamentate cam toate practicile de terapie somatică în momentul acesta. Și majoritatea au la bază, în primul rând, teoria polivagală, da? Și modul în care funcționează sistemul nervos autonom și faptul că, într-adevăr, atunci când o persoană se întâlnește cu un stres, un moment dificil, care creează niște modificări în interiorul corpului, acestea știm prin neuroștiința zilelor noastre că sunt așezate undeva în corpul nostru și creează anumite schimbări în modul în care funcționează sistemul nervos autonom. Și acum, dacă vrei să intrăm în teoria polivagală, o să stăm aici mult, nu știu dacă chiar poate vrei. Cu ocazia unei alte lansări, la un moment dat, cine știe, Porges, Debdana. Exact, exact, da. Și în somatic experiencing, la fel, avem aceeași teorie care este la baza acestei terapii. Deci, cam asta ar fi. Dacă vrei să elaborăm mai mult, spunem, dacă nu... Madalina, o întrebare pe care, uite, ți-aș adresa-o și ție și cumva aș vrea să preia de la tine ideea și la fel să o dezvolte și Georgiana, pentru că voi două sunteți și instructori de yoga, zic bine? Bun. Ce rol joacă respirația și conștientizarea corpului în metoda 3? Metoda 3 e o metodă despre a fi în momentul prezent și asta îmi place foarte mult. E o metodă fizică, o practică somatică despre aici și acum, în primul rând. Apoi, dacă noi reușim să intrăm în profunzim din trecut, din alte dimensiuni ale noastre, e binevenit, însă e în primul rând despre... a fi prezent în corp, ceea ce e o temă ce mă bucură că e din ce în ce mai prezentă în titlurile voastre la Editura Herald și din ce în ce mai lumea e din ce în ce mai curioasă să abordeze terapiile somatice și de fiecare dată când descoper ceva nou sau practic eu ceva nou, sunt uimită de faptul că în yoga lucrurile astea au fost descoperite acum mii de ani
dar nu aveau încă dovezile din neuroștiință. Și respirația, aș zice că e primul lucru care ne readuce la corp. Respirația poate să influențeze intensitatea unei trăiri sau profunzimea ei. Și așa că e una dintre uneltele prin care practica TRI poate deveni mai interesantă. Respirația creează și o mișcare foarte clară prin mișcarea de sus-jos a diafragmei noastre. Și tremuratul în sine, deși, nu știu, aș zice 99% din cazuri când practicăm prima dată, o să simțim o vibrație la nivelul coapselor, picioarelor și pe măsură ce continuăm să practicăm, acest tremur poate să urce ușor și în zona de sus a corpului și folosim atunci în mod special respirația în sensul ăsta. O voi lăsa pe Georgiana să completeze, da? Că ok. Mi se pare amuzant că a venit întrebarea asta fix aici, pentru că chiar povesteam cu fetele mai devreme, referitor la ultima mea experiență în a vorbi în public și în care am urcat pe scenă și după aceea nu mai țin minte nimic. Am vorbit, mi-am făcut treaba, am ieșit de pe scenă și după care m-a întrebat lumea cum a fost. Nu știu, deci nu mi-aduceam aminte absolut nimic. Asta se numește disociere. Și asta o pățesc nu doar oamenii traumatizați, asta o pățim noi atunci când ajungem în fața unor emoții foarte puternice, unor situații care ne scot din zona noastră de confort. Și tocmai aici intervine ceea ce spunea Sorin de respirație și de conștientizarea corporală. Este extraordinar de importantă să te mențină, exact cum a zis și Madi, să te mențină prezent, să te mențină în corp, să te simți ok, să simți tot ceea ce simți, că și eu acum, nu știu, poate se aude în voce, sunt foarte emoționată, dar sunt prezentă, sunt aici, da? Cu siguranță după ce o să las microfonul ăsta o să mi-aduc aminte ce zic, da? Și tocmai despre asta este vorba. În asta vine respirația, în asta vine conștiința corporală. Și este, v-am zis, foarte, foarte important. Atunci când ești în acea zonă de tremur și intervine emoții, intervin tot felul de, poate chiar amintiri, intervin completări ale unor evenimente traumatice și atunci am nevoie să pot să fiu prezentă în acele simțiri. Și aceasta clar se face prin respirație. Și știi că ești încă aici, ești într-un spațiu sigur, ești cu cineva care este alături de tine, este cu tine și te lasă și este martor a ceea ce se întâmplă în corpul tău. Și cred că am răspuns. Vreau să completez și eu ceva cu o idee, care sper să rămâneți. Mai e un lucru magic în legătură cu respirația conștientă, chiar în practica de TRI. Și anume faptul că respirația o ai la tine absolut tot timpul. Poți să o folosești chiar și în afara sesiunii, poți să o folosești chiar și în timpul jobului, într-o ședință, într-o întâlnire mai tensionată. Ori în momentul în care există o practică în urmă de TRI și sistemul nervos este obișnuit cu această capacitate de a redeveni prezent, de a se reconecta cu corpul, de a respira conștient, de a primi energia vieții și de a elibera supratensiunea și cu ajutorul respirației, centrându-ne și fiind prezenți și folosindu-ne de respirație, putem propriu-zis să activăm acele mecanisme în mod automat în orice situație și în orice moment al vieții noastre, chiar fără ca oricine altcineva să știe ce facem noi acolo. Păstrează microfonul, că nu întâmplător l-ai luat. Așa. Cum anume poate fi menținută pe termen lung practica 3, pentru a ilustra faptul că este un proces și nu doar o simplă practică, chiar dacă ea, așa, văzând-o din afară, în aparență, pare ceva foarte simplu. Nu este o practică de o zi, ci vorbim despre un proces. Aici o să vin și eu cu o situație anecdotică, că noi avem periodic unele traininguri avansate cu Dr. David Berselli și la un moment dat unul dintre colegii facilitatori cu experiență i-a adresat o întrebare și a spus, dom'le, ok, noi ne-am format, am învățat, am citit, lucrăm cu alți oameni, practicăm de ani, de zile, când o să ajungem și noi la situația să nu mai fie nevoie să practicăm TRI?
Și David le-a răspuns foarte clar și simplu: când o să fiți morți? Pentru că atâta timp cât avem un sistem nervos, trăim în lumea în care trăim și funcționăm dorindu-ne să fim prezenți, să avem experiențe senzuale și conștiente, să nu ne reprimăm intensitatea emoțiilor și, așa cum spunea și Georgiana, să putem să fim și în emoțiile pozitive și în cele negative în continuare prezenți, în propria putere, având capacitatea de a funcționa, de a răspunde conștient, nu reactiv, de a nu ne mai lăsa afectați în mod profund de experiențele vieții, atâta timp avem nevoie și nu neapărat de tre în sine, ci de această practică de autoreglare, de activarea mecanismului de tremor, de respirație conștientă, de igienă personală, minte, trup, suflet, pentru a putea să funcționăm la parametrii noștri optim. Exercițiile, acele întinderi de TRE, sunt menite să ne ajute să ne activăm aceste mecanisme. La un moment dat pot fi unele situații în care, după o perioadă de practică, acele mecanisme să se activeze și de sine stătător, fără stimularea prin exercițiile specifice de TRE. Dar de obicei asta se întâmplă după o practică suficient de îndelungată și, în mod cert, în momentul în care s-ar întâmpla astfel, corpul, organismul și persoana respectivă știe cum să reacționeze, știe cum să respire, știe cum să se poziționeze față de o astfel de situație. Și totodată, în situația în care există o practică regulată, șansele de a ne simți copleșiți, de a ajunge în acele situații de disociere, de copleșire, de a nu mai avea capacitatea să reacționăm optim, scad semnificativ, pentru că oferim sistemului nostru nervos și corpului nostru să elibereze tensiunile periodic, să revină la starea de echilibru și să funcționeze folosindu-se de toate sistemele și mecanismele pe care le are născute și care sunt extrem de inteligente. Pentru că, vorbind de traumă, propriu-zis, trauma se produce în momentul în care sistemul nostru nervos este copleșit, iar noi nu avem capacitatea la momentul respectiv de a reacționa prin mecanismele de supraviețuire, luptă, fugă sau îngheț, în mod corespunzător, direct proporțional cu stimulul care este adus asupra minții, trupului și sufletului nostru. Pentru a face față unor situații periculoase, organismul nostru este extrem de inteligent și el are capacitatea să apese acel buton de reacție, de supraviețuire, să dezactiveze anumite sisteme, cum ar fi, de exemplu, producerea hormonului de creștere, digestia, producerea hormonilor de reproducere și alte astfel de sisteme, pentru ca toată energia și tot focusul nostru să se ducă pe acele mecanisme de supraviețuire. Ceea ce este absolut minunat. Așa am putut să supraviețuim ca specie până în zilele noastre. Problema însă apare în momentul în care, după dispariția cauzei periculoase, cauzei cu potențial traumatizant, noi nu reușim să revenim, să apăsăm din nou acel buton pe off și să revenim la starea normală de funcționare. Rămânem cumva captați, trigăruiți și în parametri de funcționare, ca și cum tot timpul am fi în pericol. Ori societatea zilelor noastre ne oferă multe situații în care noi să fim într-o stare de alertă și de pericol permanent. Ori în momentul în care un organism funcționează tot timpul în hiperexcitare, în stare de alertă, într-o stare de pericol permanent și cu aceste mecanisme activate, atunci încep să se producă dezechilibre, atât pe plan emoțional cât și pe plan fizic, să apară somatizări, să apară îmbolnăvirea și noi să nu mai putem funcționa așa cum suntem lăsați să funcționăm, prin simplul fapt că acel mecanism inteligent nu a reușit să facă acel switch off, acea decuplare, astfel încât toate sistemele organismului nostru să funcționeze în mod optim. Am răspuns la întrebare? Mulțumesc! Larisa, pentru că această carte pe care o aducem astăzi în fața cititorilor și celor care ne urmăresc, este un ghid, un însoțitor și este o bucurie că, iată, mi-aduc aminte acum vreo 2 ani, 2 ani jumate de la o simplă discuție, dacă nu mă înșel cu tine, Mădălina, legată de o propunere sau o recomandare de a fi tradus David Berceli în România. Iată ce este acum pe masă, este un vis împlinit. Care sunt primele lucruri pe care ar trebui să le facă cineva pentru a începe procesul de eliberare a stresului și traumei, conform
recomandărilor din carte. Te referi aici dacă ar lua doar cartea? Ar asculta pe noi, da? Și după când pleacă de acasă sau de pleacă, da? După ce citește, bineînțeles, și cartea, ce ar trebui să facă? Eu aș recomanda ca și pași, da, deci citim care sunt lucrurile recomandate în această carte. După care avem nevoie, așa cum ziceam, la început să ne dăm voie să experimentăm practica de câteva ori, 5-6 ori, poate unele persoane simt să fie însoțite de mai multe ori, împreună cu un facilitator acreditat, pentru că ne ajută să înțelegem un pic cum se simte, care este textura, faptul că este normal să fie așa. Ajungem să ne simțim în siguranță pentru că într-o primă fază există frică. Și întâlnim asta foarte des, noi așa fetele, când lucrăm cu persoanele și pentru că mecanismul ăsta este natural, este în fiecare mamifer, dar dacă noi l-am suprimat atâția ani, în momentul în care își dă drumul și în momentul în care eu dintr-o dată încep să tremur fără să aleg să fac asta și pur și simplu corpul meu face asta, senzația pe care pot să o am este una de aoleo, ce se întâmplă cu mine? Și atunci mă ajută într-o primă fază să fie cineva acolo care să mă mențină într-o zonă de siguranță și să înțeleg că pot oricând să iau o pauză, să înțeleg că pot oricând să întind picioarele și mecanismul se oprește, se potolește sau mă așez într-o poziție de fetus pe o parte sau mi-aduc genunchii la piept și din nou poate să se oprească. Și atunci încep să mă obișnuiesc cu asta și pot să continui asta acasă. Și când continui asta acasă, și acum intru în recomandările astea, ce am nevoie? În primul rând am nevoie să mă aflu într-un mediu sigur. Să mă aflu într-o cameră în care mă simt confortabil, în care să nu-mi fie teamă că intră cineva peste mine, că se poate întâmpla ceva și să am niște minute pentru mine. Să-mi aloc, nu știu, 15 minute, jumătate de oră, în care să știu că pot eu să mă concentrez pe asta. Și să fiu atent la aceste stretch-uri pe care le fac, pentru că, într-adevăr, dacă există anumite zone ale corpului mai sensibile, uite, eu, de exemplu, a trebuit să fiu foarte atentă la zona mea lombară, da? Există un stretch pe care îl facem în cadrul acestei practici de 3, atunci când întindem mușchiul psoas, cel care se activează la luptă și la fugă, da? Și avem nevoie să împingem pelvisul în față și zona lombară este pusă un pic sub tensiune și atunci fiecare om trebuie să învețe un pic să verifice la care zone, care stretch-uri trebuie să fie un pic atent, dacă am nevoie de o anumită variație, nu trebuie să doară nimic din ce fac, foarte, foarte important. Deci dacă fac asta eu acasă și la un moment dat, fie că fac un stretch unde trebuie să mă aplec și simt că mă dor genunchii sau spatele sau, nu știu, am o problemă la un umăr sau în orice altă zonă a corpului, dacă fac exercițiile și simt că doare, atunci am nevoie să mă opresc, da? Înseamnă că nu e nevoie să împing și pot să mă limitez, poate, din cele 5 stretch-uri să fac doar 2, să fac doar 3 și după care să mă așez pe salteluță și să continui cu practica, ok? Deci, să mă simt într-un mediu sigur, să mă opresc dacă mă doare, să iau pauză în timp ce fac asta și să o iau și voluntar, chiar dacă poate simt că n-am nevoie. E foarte delicios să mai luăm câte o pauză din când în când, că nu facem asta în viața reală. Și atunci și acolo spargem un tipar. Și cred că mai este important și să fac lucrurile titrat, adică în doze mici. Să nu-mi propun dintr-o dată să trag de mine și să stau cu mecanismul de tremur jumătate de oră. În niciun caz. Pentru că s-ar putea să fie prea mult. Pentru că mă duc într-o zonă în care corpul meu, sistemul meu se va simți cam epuizat. Deci, puțin câte puțin, să-mi dau voie să mă împrietenesc cu asta, să testez cum se simte și să văd cum e. Pentru prima dată când fac, poate să fie suficient să stau cu tremurul 3 minute sau 4 minute și după care să iau o pauză.
Și apoi dacă continui, nu mă apuc să continui imediat în aceeași zi și nu continui nici măcar a doua zi, îmi dau voie un pic să se așeze, să lasă să integreze ce am lucrat, să văd cum se simte, să văd cum e corpul meu, cum mă simt așa la nivel de prezență, la nivel de energie, ce schimbări apar. Și apoi peste două zile, peste trei zile, poate că pot din nou să încerc și să stau din nou 3 minute, 5 minute și gradual să încep să cresc. Da. Și poate ultima recomandare pe care aș da-o ar fi să nici nu iau lucrurile atât de în serios. Adică să-mi dau voie să mă și joc cu asta. La fel cum face copilașul când se întinde, când își ridică picioarele, își mușcă degetele. Adică este o practică care este atât de aproape de natura noastră, de om și de mamifer, încât e foarte frumos să explorez. Și nu trebuie să stau acolo strâns doar în mișcarea aia sau doar în poziția aia. Pot să mai ridic un picior, pot să mă întorc pe o parte, pot să văd cum se simte dacă stau în mâini și în picioare, pot să mă ridic în picioare și să văd cum e să tremur când stau în picioare. Pot să explorez ce vreau eu. Nu știi că ție vreau să-ți dau microfon. Pentru că vreau să completez puțin. Larisa, da, exact. Larisa a punctat foarte bine niște principii cheie în orice terapie somatică și în mod special în TRI, partea de a face lucrurile cu pauze, a lua încet, a ne juca. Și până ajunge acolo la practica efectivă, în timp ce povesteai tu, mă gândeam, ok, ia cineva, cumpără cartea și poate încă nu-și găsește un facilitator sau e în vacanță, dar e curioasă de ce se poate întâmpla. Și aș veni cu o invitație, ca una e de observație, de autoobservare și una e de permisiune, autopermisiune. Prima este să observăm când corpul nostru tremură puțin, să devenim mai curioși de când se întâmplă asta. Poate tremur când mi-e frig, poate de la multă cafea, poate, nu știu, când sunt la o prezentare și aici, în fața voastră. Și să fiu curioasă despre asta, să mă gândesc, ok, înseamnă că e un indicator acolo că e puțin mai mult stres în sistemul meu nervos. E un prim pas prin care mă pot reapropia de corp și să îmi dau seama când am nevoie să-i acord mai multă atenție, el îmi spune și prin acest tremurat. Da, o autoobservare și apoi o normalizare a faptului, să-mi dau voie să las acea vibrație să se întâmple. Să-mi dau voie, dacă îmi vine să fac așa cu piciorul, să-mi dau voie să fac, nu mai suntem la școală unde ne zice profesorul, nu mai da din picior, înseamnă că vrea corpul meu să descarce din stresul care e prea mult. Și despre asta vorbește Berceli în carte, despre autocapacitatea corpului, și știu că poate nu e corect spus așa, dar capacitatea intrinsecă de a descărca și a procesa acest stres pe care noi am înfrânat-o. Dacă ne dăm voie atunci când ne vine puțin să tremurăm, să lăsăm corpul, nu o să dureze mult, vă promit, o să fie mai scurt, e mai lung doar pentru că mă țin acolo și nu vreau să se întâmple nimic, e foarte posibil să treacă mai repede episodul, să mă simt mai bine după, să mă simt mai în control și mai în confort cu propriul organism și să fie un prim pas, da? O primă curiozitate pe care să și da, explorare pe care să mi-o propun în timp ce citesc cartea, după ce citesc cartea. Georgiana, care crezi tu că sunt cele mai mari provocări pe care oamenii le întâmpină în procesul de eliberare a traumei? Fix treaba asta cu tremurul și stigmatul care a fost pus pe tremur. Mi s-a părut foarte amuzant într-o sesiune de grup în care am explicat la început tot ce înseamnă trei, implicit că o să înceapă o vibrație, un tremur, poate chiar niște mișcări incontrolabile. Și în momentul în care efectiv a început sesiunea, îmi ridică o mână, mă duc la persoana respectivă și zice, nu știu, tremur, nu știu ce se întâmplă. Like, ok, pentru asta ne-am adunat, știi? Bun, hai, primul și primul lucru pe care îl fac într-o situație de genul, uite, hai să-ți arăt că se oprește. Poți să-l oprești oricând vrei tu. În momentul ăla a fost așa, oh,
Ok. Deci asta este cea mai mare provocare. Am fost condiționați să luăm tremuratul ca fiind slăbiciune, vulnerabilitate, tot ce este rău, practic. Și de aceea nu ne mai dăm voie. Și atunci când vine tremuratul acesta peste noi, că nu trebuie neapărat să faci streciurile ca să vină tremuratul, dar după un accident de mașină, asta sigur am pățit eu, da? Începe acea vibrație. Dacă nu dai voie acelei vibrații, acelui tremurat să se întâmple, te asigur că a doua zi o să te trezești cu un umăr blocat, cu gâtul blocat. Din nou, vorbesc din experiență. Deci, toate acestea vin din niște condiționări. Și astea sunt condiționările pe care, cred că nu numai în societatea noastră, în România s-a întâmplat, cred că adesea, dar o văd în mod preponderent la noi. Pentru că, la fel, am fost învățați nu că noi trebuie să fim puternici, nu trebuie să arătăm, nu trebuie să vadă nimeni cum suntem. Pot. Exact, exact. Și alta, exact cum ai spus tu, emoțiile, să nu-ți arăți emoțiile. Iar și într-o sesiune, după cum am spus, pot interveni emoții. Și când intervin emoțiile, ne este rușine să arătăm. Și iarăși rușinea, poate mai mult decât orice nație, este înscrisă în ADN-ul nostru. Rușinea. Lucrurile astea, împrietenirea cu vibrația, cu tremuratul, trecerea peste ce înseamnă rușine, se poate întâmpla odată cu practica 3. Pentru că observi că de fapt nu se întâmplă nimic dacă îți dai voie, mai ales că ești într-un mediu de siguranță, într-un mediu conținător și poți arăți și nimeni nu fuge de tine. Da? Persoana respectivă, facilitatorul, este acolo cu tine, poate să-ți conțină acele emoții, poate să-ți conțină tot ceea ce se întâmplă fizic în corpul tău. Și asta cred că este un mare, mare plus. Îi explicam Mădălinei că cred că și eu, de fapt nu cred, sunt sigur, că am foarte multă traumă, tensiune și stres adunate aici, pentru că cred că de vreo 2 ani de zile, dar mai mult de 2 ani de zile, eu realmente nu pot să întorc capul, deci îl întorc, dar mă forțez și simt parcă mi-a băgat cineva niște ace în zona asta aici. Și în încheiere, Larisa, vreau să te întreb, că am început cu tine, este, apropo de ce spunea puțin mai devreme Georgiana, este acest tremur și o reacție normală, firească a organismului? În timp ce o ascultam pe, de fapt le ascultam și pe Mădălina și pe Georgiana, dând niște exemple foarte ok, concrete, mă gândeam la acel tremur, de exemplu, te cerți acasă cu soțul, mă cer cu soția. M-a enervat, m-a umilit, m-a rănit, m-a criticat, m-a desconsiderat, a făcut ceva și simți, da? Simți tremurul ăla, da? Care după, 5 minute, 10 minute, e bine chiar să, și indicat sănătos să te duci într-o altă cameră, da? Să nu escaladeze, te duci frumos, tremuri, te duci într-o altă cameră, până se liniștește fiecare și după aceea reluați de pe alți parametri discuția, când fiecare s-a eliberat un pic de tensiunea acumulată. Da, deci în mod foarte clar, indubitabil, tremurul acesta este o reacție foarte naturală, foarte normală și se întâmplă să avem această reacție exact cum ai zis și tu, cum au povestit și fetele, în tot felul de situații, acolo unde, de fapt, sistemul nostru nervos autonom se simte în pericol. Și când mă simt în pericol, se activează instant această parte din organismul nostru și corpul nostru pompează adrenalină, pompează cortizol,
primul loc în care ne ducem va fi sistemul nervos simpatic, acolo unde avem răspunsurile de luptă sau de fugă, dacă avem posibilitatea să ne luptăm sau să fugim în situația respectivă, dacă nu ne ducem în îngheț, în imobilitate sau în îngheț. Și când intrăm în contact cu aceste răspunsuri, indubitabil, una dintre variante este să apară și tremurul. Sunt situații în care, nu știu, poate apare transpirație și tremur, situații în care poate apare să ne înroșim la față, situații în care palpitațiile sunt mai... Senzații de gheară în gât, în piept, sufocare. Exact, deci pot apărea tot felul de astfel de senzații și tremurul este unul dintre ele și tremurul când apare, în general, are acest rol de a aduce ceva reglare. Da, la fel cum și la transpirație se întâmplă, la fel cum și cu plânsul, da, eliberăm și se întâmplă o reglare. Și totul se întâmplă instinctiv, inconștient, automat. Și dacă noi acum când discutăm din papucii de om calm, rațional, în momentul ăsta ne funcționează neocortexul, putem să înțelegem că ne face bine să ne dăm voie să tremurăm. În astfel de contexte, de regulă, ne pierdem un pic rațiunea, da? Intră în funcțiune partea aceea din creier care este pusă pe supraviețuire. Și nu mai este atât de conectat neocortexul și rațiunea noastră, dar putem să ne aducem aminte de asta și să nu mai blocăm. Să ne dăm voie, într-adevăr, să lăsăm corpul să-și facă treaba. Că ne retragem într-o cameră, cum ai spus tu, că poate facem asta inclusiv cu partenerul, partenera, dacă suntem într-o relație în care putem să avem această deschidere și știm, băi, când ne enervăm și uite, tu știi despre mine atunci când mă înfurii, că mi-ai zis, da? Exact, nu te super că m-am dus dincolo sau uite, mă așez lângă tine și pentru câteva secunde nu mai zic nimic și îmi dau voie un pic să respir, să las corpul să tremure, să facă ce are nevoie. Este foarte, foarte normal, natural și ce face de fapt practica asta este doar că ne ajută prin acele stretch-uri să deblocăm mecanismul ăsta natural de tremur, să-și facă treaba acolo unde noi am tot spus stop de multe, 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 multe ori. În rest, el nu face nimic, deci nu adaugă ceva din exterior. Nu vrem să forțăm nimic. Doar să îi lăsăm organismului posibilitatea să-și facă treaba. Atât. Mulțumim foarte mult, Mădălina Bozeanu, Larisa Angel, Georgiana Svetea, Iulia Ioana Huiduc Manolescu au fost alături de noi, vorbind despre tehnicile somatice ale metodei 3 pentru echilibru, pentru armonie minte-corp. Vă recomandăm încă o dată această superbă carte a lui David Berceli și vă așteptăm la următorul eveniment aici la standul Editurii Herald, începând cu ora 15. Vă mulțumim mult!